sunt în afara bisericii. Biserica unui Hristos este Hristos. Prin Hristos cel infinit avem acces la infinitate, la nesfârșit, la veșnicie. Restul, cum spuneam, această cultură a morții nu ne poate oferi veșnicia. Pământul întreg, fără Dumnezeu, este un cimitir rotitor. Nu duce nicăieri. Viața este o absurditate. Trăim 80 de ani, duce la o groapă, ne aruncă în groapă. Dacă tot de la credință ne mai pun și o cruce acolo, cruce este simbolul omorârii morții. De asta se pune la mormânt. Dar dacă noi nu am știut să o folosim pe timpul vieții, nu ne ajută foarte mult. Și atunci numai în biserică și numai în Hristos dobândim această șansă a libertății de pline în Hristos și nemurirea și de plină bucurie. Dar biserica, aș vrea să mă apropie puțin de biserică, pentru că și pe mașină vorbind, foarte multă lume crede că biserica înseamnă lucrată de zi, cărămiza, cărpite cu ciment, o cruce în vârf, steaua noastră este crucea, corabia noastră biserică are un steag, care este crucea, care privim moartea. Mai erau steaguri, când citeam Corsarul Negru sau Pirații din Carabine, să știu, sunt alte steaguri pe corabie, pe amintesc, este capul de mort. Corabia nu merge în portul Mântuirii. La noi este crucea. Dar este înțelegere foarte simplistă a bisericii. Biserica este trupul Hristos, cum Sfântul Apostol Pavel, mădulare fiecare în parte. Biserica este mulțimea credincioșilor în comuniune, avându-l în mijlocul lor pe Hristos, capul bisericii. Mădulare multe în parte. Imaginați-vă un trup în care unul este un deget, altul deget, altul ochi, altul urechea. Aceea este biserica, un mădular care este fiu și se mișcă. În biserică nu înțelegem întotdeauna lucrul acesta, de aceea nici nu este trupul bisericii întotdeauna, parohia, putare sau putare, nu este unit, nu este un trup viu, este un trup fără reflexe. Se întâmplă pe unii satastăți, ai o probleme, cineva și tu nu va reacționez. Sunt mădulare paralizată, mădulare uscată în biserică. Tot George Florosti, într-un articol al său, de la 1938, Biserica Domnului Sfânt, L'Église du Saint-Esprit, la scrisă franceză, spune acolo că a fost credincios moral, corect, care respectă niște lumei ale bisericii, care chiar se împărtășește, nu este suficient ca să spun că este în biserică. Nu toți oamenii care vin în biserică sunt neapărat în biserică, cu adevărat. În biserică înseamnă a fi comuniune cu toți ceilalți care vin în biserică. Aici e provocarea mare. A fi în comuniune de iubire cu ceilalți membri ai bisericii. Atunci ești în biserică. Am cunoscut pe cineva care venea la biserică, un profesor de altfel, universitar, tânăr. După ce se împărtășea, pleca imediat. Dar de ce nu mai stai de vorbă cu lui? Mă ia și ce aveam ce stau de vorbă cu ei? Păi sunt profesor universitar. Și am încercat să explic că nu-i bine. Biserica este alcătuită din toate categoriile sociale. Și bogați, și săraci, și intelectuali, și mai puțin cultivați, și bătrâni, și tineri, și albi, și negri. Trupul Hristos este alcătuit din diverse mădulare, dar noi vrem să fim în biserică, trebuie să fim în comuniune și cu ăla mărâtul, și cu ăla bogatul, trebuie să fim în comuniune cu ei. Această comuniune este dificil de dobândit, pentru că ea presupune smerenie. Noi nu putem intra în comuniune cu alții dacă nu avem smerenie, dacă nu avem pocăință. Adam și Eva au ieșit din comuniunea cu Dumnezeu pentru că nu au avut ascultare, în primul rând. Nu au postit și apoi nu s-au pocăit. Nu au spus, Doamne, iartă-mă, am greșit, ce să mai am greșit? Iartă-mă. Nu au zis lucrul acesta. Pentru a redobândi comuniunea cu Dumnezeu avem nevoie de pocăință. Să ne împărcăm cu oameni. Să ne cerem iertare. Diavolul, cel care desparte, lucrează împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care unește, Duhul Sfânt unește, iar diavolul desparte. Un părinte de la Sestria, pe când era student, într-o călătorie pe acolo, spunea că ne spunea multe povești, eram câțiva prieteni, ne spovedeam acolo și un bătrân călugăr monah spune, grabista e mare electronist. Electronist, mai eram deștept, oare cum. Dar ăsta atunci când se zic lucruri care te marchează, tu râzi. Treci un an, doi ani, trei ani și după aceea îți dai seama de valoarea lucrurilor. De asta trebuie să mărturisim adevărul peste tot, la birou, acasă. Pentru că adevărul lucrează în timp și în cel mai apropiat. Îți spui un lucru
Și lucrul acela, dacă a aflat, nu mai poate să facă abstracție de el. La un moment dat se gândește la el, îl bate, îl lovește, conștiință. Mi-a zis asta, mi-a zis, ar putea să nu fie bine. Ce fac eu? Mi-a zis că nu-i bine, parcă nu merge bine. Promovăm adevărul, îl verbalizăm, îl mărturisim în jurul nostru, în societate. Atunci sunt pe modulare, vin. Un părinte de la Biblie electronică, n-are cum să fie electronică. O, are la șurul meu, mi-a zis, tăti mărie, mi-a zis, tăti fel. Păi ce faci cu șurioță? Desfiletează. Cum desfiletează? Desfiletează omul de tăti închieturi, ca să nu mai circuli curentul. Tăti firii nimeni de sași. Nu mai circulă Harul Dumnezeu. Hai, părinte. Auzi, și desfiletează și între oameni, tăti de legăturile. Dar și dintre oameni și Dumnezeu. Îl desface cu tot. Dacă nu își dă seama că ceva nu-i în regulă, îți spunea că începe să simt că joacă tacurile pe el, el își trage și prudența. Ca să nu își dea seama omul că el, cineva îi face rău și așteaptă să se obișnuiască cu păcatul, cu jocul de tablă, cum zice, îi joacă tot piesă. Și apoi el își dă, când se învață așa după un timp, zice, el așa stăți oamenii, așa societatea. Atunci când vede că s-a învățat, păcatul, cu dezmembrarea, cu schizofrenia, cu spargerea interioară, iar mai desface niște fire. Noi mai ridam, mai... Și părinții mei, ce trebuie să facem atunci? Băi, sunt electroniști. Nu sunt electroniști, eu vreau să fiu electronist. Trebuie să uniți oamenii între ei. La prima dată voi să fiți uniți în interiorul vostru și după aia uniți oamenii și după aia ce că el după aia merge aparat. Când cine îți părucă e întuns, toate fiind deslegate, vocea lui Dumnezeu se aude mai bine. Se vede ce frumos e. E o sărbătoare să trăiești când cânt aparat. Se aude peste tot vocea lui Dumnezeu. Trebuie să unim oamenii între ei. Dar cum să unim? Noi vrem să fim electronici, dar nu. Mai pui o leacă de păsitor de iubire aici, mai aici, o leacă de iertare, mai aici, mai faci cunoștință de oameni. Să fie biserica puternică. Mentre una care apar. Biserica nu e apărat cu omul care e apărat. Biserica. Am ales de el, am plecat, v-am adus în vreo 5-6 ani și am adus mai mult din ce în ce mai des că este esența bisericii, comuniunea dintre oameni, nu comunității. Ce fac acolo? A, ne întâlnim și socializăm, zicea cineva. Dar Dan Puric zicea, dar ce tot socializați atâta mai frate? Ca să ne împrietenim. Nu mai socializați. Socializarea nu presupune jertfa unuia pentru celălalt. Nu este mai mare dragoste decât să-și pune cineva viața pentru prietenii săi. Iar eu sunt prietenul vostru, spune Mântuitorul. În Evanghelia tot de la Ioan, capitolul 15, 13-15 versetele. Eu nu mai am față de voi secrete, sunteți prietenii mei, zice la apostolilor. Nu este mai mare dragoste decât să-și pune cineva viața. Iar el și-a dat viața pentru toată umanitatea. Iar noi nici nu înțelegem câteodată de ce și-a cit cu chestia asta. E cultură, chestie culturală. Acum niștea în India, probabil că aș fi fost budist sau hindus sau nu știu mai ce. Dar așa am fost aici născut, cum zice Remus Cernă, câteodată. Încearcă să fie, să înțeleagă el și să fie condescendent. E chestiune culturală, nu? Hristos nu a fost ceea ce ziceți voi. A fost și un om. L-ați văzut la televizor, nu? Ei, biserica înseamnă comuniune. Cum ajungem la comuniune? Cum ajungem la unitatea dintre noi? Dacă nu renunțăm la noi. Aici e mare provocare a bisericii. Aici e mare provocare să te smerești, să fii unir față de celălalt. Ai tot timpul conștiința, nu ești cu Dumnezeu. Să încerci să ieși în întâmpinarea celor care are necazuri. Lucrul acesta e foarte, foarte greu de făcut. Sunt parohii care nu sunt parohii. Este un teolog grec, Melitinos, vorbește despre parohia. Parohia nu este o sumă de documente, nu este un teritoriu, nu este un număr de familie, nu este o administrație, ci este mulțimea credincioșilor care trăiesc în iubire. Și poate sunt parohii care nici nu sunt parohii de fapt, sunt doar o chestiune administrativă. Nu există așa parohia. Parohia înseamnă iubire. În jurul preotului, nici preotului, preotul nu este biserica. Am auzit pe câte unul că zice, ce ai făcut? Am făcut voluntariat, mă duc la biserică, nu mai poate părintele să fac treabă pe acolo. Și m-a mai ajutat așa. A făcut o treabă bună. Credinciosule, fiecare credincios ai datoria. Nu? Ești membru al bisericii. Nu faci așa condescendență față de preot să mai ajungi în timpul liber. N-am înțeles ce biserica înseamnă. Că eu trebuie să mă implic, să întrebe preot cu ce pot ajuta în permanență, să fac parte din parohia aceasta. Aici am fost botezat, aici am cununat, aici am fiind grăpat.
Eu trebuie să ajung biserica tip real. Nu sunt spectator așa. Trebuie o atitudine și noi ne uităm să vedem ce păținiște de pe cealaltă parte a străzii, dacă el a câștigat, să știm că și eu m-am gândit la asta, eu v-am susținut tot timpul. Dacă pierde, normal, pe biserica mintea, cine suntem noi în zona asta de ei? Noi nu suntem în biserică. În biserică înseamnă să-ți asumi tot ceea ce te supune biserică. Și mărturisirea și jertfa pe care o face un credincios atunci când se află cu adevărat în biserică. El își asumă biserica, merge înainte. Nu știu dacă m-am făcut foarte bine, înțeles. Lucrul acesta e cel mai greu. Facem acte. O formă decentă de ieșoare unui parohii sau unei comunități este să se ducă spre asistență socială sau să facă chestiuni culturale. Noi avem activitate la parohii. Dar când au plecat de la conferință sau de la nu știu ce eveniment, nu se mai salută. Fiecare merge în țara lui. Nu sunt împreună. Nu se roagă unul pentru alții. Nu suferă unul pentru alții. Se iubește înseamnă să trăiești viața celuilalt, spun Sfântul Silvan Atenit. Să suferi cu cel care suferă, să te bucuri cu cel care se bucură. Deci nu se cunosc oamenii între ei în biserică, pe lume. Nu știu să se salute pe stradă. Spun credincioși. Aici la biserică e parcă mai așa, dar pe stradă nu mă salutăm. Dar un preot spune, dar nici pe mine nu mă salut. Și clar că mă cunoaște toată lumea în sat. Dar se fac cum mă văd. Am putea zice așa într-un limbaj copilăresc, mari credincioși. Mari credincioși. Da? Avem agenda ascuns. Mergem la biserică pentru a avea un examen, a avea succes într-o afacere. Scopul vieții noastre nu este să avem succes, ci să cunoaștem adevăr, să rămânem cu adevăr. E greu, nu e ușor. Ispita aceasta slavă de șarte ne cunoaște pe toți a mândriei, a carierismului. Vrem să facem ceva special. Nu e rău, la vreme de vârsta tinereții. Dar dacă această ceva special nu pe drumul spre Dumnezeu, spre biserică, este o vorbă foarte frumoasă. Drumul care nu duce la biserică, nu duce nicăieri. Drumul care nu duce spre Hristos, nu duce nicăieri. Eu m-aș opri, pentru că și așa am întârziat. 40 de minute. E rezonabil, nu? Puteți, până la oră. Când am venit aici, spuneam, n-am ce să-l zic la frații ăștia, nu mă prea întâlnit, ce să-l zic? Dar eu am zis, dacă le-aș zice un despre un fiel, am zis, gata, le zic un fiel, povestesc un fiel, nu vreau să spintesc așa de la oameni, nu așa de... Este mai serios și așa, fiul spui, povestesc și filme. Dar și dacă le povestesc, eu așa sunt, așa simt eu. A zis filmul Lacrimile Soarelui, Tears of the Sun, Bruce Willis. Oh. Mi-a plăcut filmul ăsta. Am văzut prima dată, eu am făcut armata. Și am făcut tot felul de antrenamente cu arme, grenade. Și când vezi arme, arme, față de unii care nu știu ce să arme, ai o rezonanță, fără simți ceva. M-a impresionat comandorul acesta de 8 oameni, care au fost parașutați în Nigeria, 78, pe scazul de aia, acolo a fost un genunchi, a fost război civil. Și americanii și-au trimis o trupă pentru a salva o cetățean ca americană. Pentru că ei nu știu de cetățenii să fie morți. Ați văzut în Imperiul Roman, dacă un cetățean roman era atins de altcineva, era un fel de les majeste. Adică era și mit împăratul. Ați văzut că Sfântul Apostol Pavel face apel să fie judecat de împăratul, pentru că el era cetățean român și a fost adus la Roma. Și cetățenii ăștia americani, la fel, când se trezesc dimineața, s-au dus treaba. America nu-și fac cruci întotdeauna, nu-și fac și cruci oameni, dar au cultul acesta, cum aveau și cetățenii români. Și nu se putea ca un cetățean american să fie bajocorit. Trimis un comando de pe un portavion, venise dintr-o misiune, un comandă cu un locotenent, Rusuiz, nu știu cum se numea în film, și parașutează, ajung acolo, au 48 de ore, să recuperezi pe doctorița Kendrick, sau nu știu cum o cheamă, cetățean american, și o întoarcă. Că vine aia și o mă. Și noi nu ne convintem ca America, cetățenii americani să fie omorâți de nigeriene. Da, șeful meu. S-au dus și acolo,
Această doctrință de lucru, deci, fără bolnavi mei, era un fel de bază din asta, un spital improvizat și deja era chiar într-o operație. Nu plecă aici fără bolnavi. Ăla transmite că nu vrea să plece fără bolnavi. Locotenență. Cum? Bine, șef. Hai, ia așa, copiii și bătrânii. Au luat vreo 30 ceva de oameni. I-a dus până spre elicoptere, acolo îi trage un pumn doctoriței, în stil american, aia leșină, bani mai ridică și pleacă. Și revin la un moment dat, țipă, mai păcălit, mincinosul, întrebătorul, o să-i omoare, și așa mai departe. Asta nimic, e perturbat, nu știți de Bruce Willis. A făcut antrenament. Militar, absolutament. Și la un moment dat, e pe niște sat. Și eu știu câte 10 km fi făcut, că elicopterul mergând spre Atlantic, vreau să iasă spre Atlantic, și văd că rebelii au fost niște lupte între partide, la omorât președinte atunci, în general. Au dat la sate și au omorât copiii, erau măcelăriți, era sânge prin apele, prin niște lucruri, acolo era un dezastru. Asta a început iară și țipe, ați văzut care va fi nou. Lacrimi de soare, în engleză, Tears of the Sun. Cam un dur film. Dar, eu vă zic ideea încheie teologică. Filmul. Și pentru prima dată Bruce Willis, comandou din ăla rău, tot cu privirea lui, nu se schimbă nimic pe față, din spate, își trage casca și o sună, îi spune la pilotul ei, întoarce-o. Și se schimbă tot. Ca și cum ai vedea viețele Sfinților, un convertit, Sfântul Moise Arap, varvar. Steinhardt, la noi. Se schimbă tot. Începe filmul, de fapt. Întoarce. Se întoarce tot. Înapoi. Ajunge la aia. Aici, din punct de vedere bisericesc, este de sub ascultare. Șeful din port avion, la un moment dat, zice, ce faci? Ești pe control. Se întoarce. Pune copiii și bătrânii în elicoptere, îi trimite acasă și el hotărăște să vină cu ceilalți 35 pe jos, până în cel mai apropiat stat, care era, ce stat era vecin? Noi. Trebuia să meargă 36 de ore. Și începe lupta de eliberare pe care preoții câteodată vor să o facă cu oamenii care ori au patim, comandurile bisericești, ori nu cunosc pe Dumnezeu, vor să-i ducă la libertate. Vor să-i ducă, nu în America, cum vor să-i ducă militarii ăștia, să-i ducă pe doctoriță, ci în Împărăția lui Dumnezeu. Câteodată mai forțează și ei lucrurile, pentru că, da, dacă cineva nu a vrut să meargă, nu a mers și nu merge. Niciun fapt făcut forțat nu are valoare. Nu este orice taină, cu România în special, special în momentul și în antichitate, cu România forțată. Tu te căsătorești cu fata în bărbat pe către unul forțat. Mai punea și o sabie la pet. Cu România e mare, bărbat, este lovită de nulitate. Nu se produce. Deci dacă omul nu voiește, Dumnezeu nu poate să facă ceea ce... Dacă omul nu voiește, era unul care întreba. Zice, dacă ziceți că există Dumnezeu, poate Dumnezeu să facă un bolovan așa de mare pe care să nu-l împingă, să nu poate mișca. Și un preot inspirat zice, păi te-a făcut pic din inimă. Bolovanul meu. Îți respectă libertatea. Îi zicea că inteligent. Asta era un paradox de când în secolul XIII, în spațiul catolic, la Busan. Dacă Dumnezeu e atât de puternic, poate să construiască așa ceva de mare pe care să nu poate ridica, să nu poate dinge, să nu poate. Avea întrebări. Și el cu asta se ascundea și ascundea patimele în spatele unui întrebări. Avea de 30 de ani, avea o firmă, avea bani și o treia multe tot din București. Și el punea întrebarea asta la orice preot ca să se justifice, să justifice păcatul. Avea o teamă și el. Conștiința lucrează și în cel mai bucătos oameni. Ei, și pleacă în această călătorie, care este o călătorie prin junglă, în luptă cu toți inamicii care vreau să o omoare, în care trebuie să-i care, în care trebuie să-i îndemni, în care trebuie să-i motivezi, în care trebuie să-i arate în permanență direcția cea bună, în care din 8, 4 mor. Și este acolo un etis care moare, adică este împușcat, pentru că ăștia la un moment dat au avut 300 de rebeli pe ei. Interesant, mie mi-a făcut filme. Unii au spus că e obositor, prea multe împușcături, dar treci peste împușcături și vezi ideea.
Și ala spune, ce-ai făcut mai mult treabă ăsta, șef? Am dormit în post, șef. Este o expresie. Între militare. Și hai, nu, plecați. Auziți? Dar se duceți la destinație. N-am murit degeaba. Transmite ideea asta. Ei, te gândești la Sfinții Martiri. Muncenici de asta au murit, ca să ajungă la destinație creștini. Au murit ca să păstreze adevărul întreg. Au murit mărturisind adevărul întreg ca să-l predea la alții. Și filmul poate fi văzut așa, alte filme între cheie creștini. Dacă tu citești în Noul Testament, orice vers, vezi în cheie creștini. Nu mai poți să faci. Tot timpul te gândești la Dumnezeu. Cum facem noi credincioșii să ajutăm pe cei care ori nu știu care, care nu au auzit de peregrinași? Noi în viața să suntem peregrini. Spre Împărăția Dumnezeu, asta nu că eu vreau să fiu hoinar. Sau altul zice, eu sunt un rătăcitor, ca fiul rătăcitor, fiul cel mic care s-a îndepărtat de Dumnezeu și a fost întors. Cum faci ca să le propui? Nu poți să-i forțezi pe oameni, dar permanent nu poți să le zici pe aici ai venit. Preotul, de fapt, asta faci. Dacă preotul s-a apucă prea multe asistență socială, a pierdut direcție. Arată pe orizontală. Tu se arată vertical. Ce face biserica? Biserica arată vertical, întotdeauna. Dar face destul și în plan social, și în plan cultural, și a făcut întotdeauna. Școlile au apărut în altă biserică. Spitalele, primele spitale au apărut pe lângă biserici și mănăstiri. Dar vocația preotului și vocația creștinului este de a arăta în permanență, de a mărturisi. Hristos a înviat. Nu spui ca salut Hristos a înviat, ci ca mărturisie. Eu cred că Hristos a înviat prin sine însuși. Nu a fost înviat cum a fost înviat alții, cel ca un Dumnezeu prin sine însuși. A înviat și ne va învia și pe noi. Și celălalt care și-l crede Dumnezeu spune adevărat a înviat. Mărturisește și el. Dacă doar dai cioc cu ouă și ai băut în câteva ani de și tot sunt, nu știu ce zici, nu-ți asumi, nu înțelegi. Este la antifonul 3, cred că, la liturghie, dacă se citește cu vocitare să fiți atenți, dăruiește-ne nouă, Doamne, în viața aceasta cunoștința adevărului tău, iar în cealaltă viața veșnică. Este la antifonul 3. Rugăciunea. Și în viața aceasta, dăruiește-ne cunoștința adevărului tău, trebuie să înțelegem, ca să putem să știm în cuvântul meu. Nu trăim la întâmplare. Sunt exact să spun, dacă cineva nu l-a cunoscut pe Hristos în chip real, în viața aceasta, să nu se înșele că se va întâlni pe el în partea lor. În chip real, te transferi. Saxel a fost episcop câteva luni de zile, a renunțat la tot pentru că a vrut să fie mai mult în prezența lui Hristos. A fost un isihas. Saxel, îl găsim în Filocalia 10. Sunt cuvinte către singuratici. Deci cum facem noi să fim în biserică, să facem parte din biserică, să fim mărturisitori în permanență, oameni care în permanență arătăm pe rugați, Orientul, cum îmi place să zic, în permanență arătăm răsăritul. În permanență arătăm pe Hristos, răsăritul cel de sus, lumina lumii, Orientul. Numai așa suntem oameni orientați. Omul care și-a luat privirea de la Dumnezeu, de la Hristos, este un om dezorientat, nu mai are sistem de valori corect și nu mai are direcția cea bună. Și atunci viața lui este la întâmplare, trăită destul de fără Dumnezeu mediocru, fără intensitate, intensitatea se trăiește cel mai mult în biserică. Așa am primit la studenți la teologie la Iași, că ceilalți studenți erau uimiți cu cele mai frumoase distracții și petreceri sunt la teologie. Asta nu înseamnă că se întâmplau păcate. Făceam un fel de teobar. Dar nu eram un teobar. Făceam pur și simplu la final de an o petrecere în care, la care participau câte 200 de oameni, 300 de tine, cu scenete, cu dans, dansuri frumoase, cu dialoguri, pur și simplu. Undeva era o clădire pe mama mea la, în Găiași, ani de zile aproape. Mă gândeam că oamenii care totuși sunt aproape de Dumnezeu și ceea ce spun, și bunele lor poate sunt mai pusare, mai sărate, și ce spun parcă are un anumit, chiar dacă câteodată spune la teologie fiind, spune niște citate și nu le înțelege. De aia conține o putere în ea. Bun. Am spus câteva gânduri despre biserică, câteva gânduri despre post. Și acum am spus câteva întrebări. După aia ne împrietenim. Nu s-a vorbit despre filmul din Nigeria. Cineva vă întreabă un anunț privitor la conferință, apăreți în poză alături de doi copii negri. N-am pus-o. Nu știu, dar vă întreabă cum și în ce condiții ați făcut poza aceasta. Ați fost în Africa? Da, am fost în Africa de două ori. A fost o misiune a Episcopiei Iași, acolo, inițiată de Marca Sfântului.
Și am fost o experiență. În altă zi se spunea zile de putere. Dumnezeu nu se întrebe pe noi despre Africa sau despre alte misiuni în afară. De treabă e scopia noastră. Cu toate astea, în altă zi se spunea, dar orice experiență în afară ne ajută în misiunea noastră de aici de acasă. Da, și cam asta a fost ideea. Acum o să plece niște maici peste, după Paștia, după două săptămâni după Paștia, dacă din nou două maici acolo, pentru că ne-am plecat pe aici. Tanzania, este o legiune în Tanzania, Iringa, unde am lucrat. În fiecare an am fost maici. În 2010 am fost, în 2011 s-au construit două biserici acolo, de către Arhiepiscopia Iași, o școală, nu știu dacă s-a terminat școala, nu s-a terminat. Știu că nu s-a terminat încă. A intrat criza, a venit criza și acolo. Adică în Grecia și în Cipru, cei care ajutau, noi am ajutat cât s-a putut. Și acum avem alte priorități. A fost o experiență inedită. Când eram mic, m-a filmat aici. Dar era, știți că eram mici că ziceam despre Patagonia, Tanganyika, băi, n-au faci asta, acum n-au ajuns eu copul. Sau vorbe din asta. Du-te în Tanganyika. Așa era cum era în Suceava. Și am zis și asta, cum ne ajung eu popul sau nu. Și am ajuns și popul și am ajuns și în Tanganyika. Și am zis, e Tanganyika. Și am venit cu un coleg care a fost în clasa întâi, acum la 12. Și țin numai cum ziceam eu, Tanganyika și popul. Și adică, na, ce mai că spuneam, zice, plecați în departe, în alta, zic, mă cam judeci, maică. Da, vă judec, vă judec. Că plecați și eu nu plec. Dar mi-a zis-o, maică, să vă judec, că caz în ceea ce judec. Și poate plec și eu. Nu zicea prăutată, zicea că să-mi apreșe ea. Și știți că a fost? A fost și a lucrat o dată. Asta a stat, cred că a stat 3 luni. Sau 2 luni. Cineva spune, este un lucru rău dacă ne simțim mai apropiați de Sfinți decât de Dumnezeu? Sfinților mi se pare că le pot zice orice, le pot cere orice, lui Dumnezeu nu prea îndrăzneală. Am găsit foarte frumos, la, cred că la Cuviosul Paisa, acum Sfântul Paisa, știți că a fost canonizat Paisa Violetul Neamare. Neamare s-a vrut să se canonizeze anul trecut, de la Tăcroacea de Peșnicior, pe 12 iulie 1994. Și anul trecut s-a făcut dosarul, dar nu s-a mai putut face canonizare. S-a amânat cu jumătate de an, s-a făcut pe 13 ianuarie, dar este canonizat tot pentru ziua de 12 iulie, ziua când a fost el, când a trecut la cele veșnice și întâmplător, sau nimic mi-e întâmplător, s-a născut și eu pe 12 iulie și m-am bucurat când a fost canonizat pentru ziua de 12 iulie. Și îmi zice așa, spune că unii oameni, câteodată se roagă la un sfânt și se simt vinovați că nu se roagă la alt sfânt și la orice sfânt te rogi, niciun sfânt nu se va supăra, pentru că ei sunt în comuniune, sfinți între ei. Deci, unul moare e doar la Sfântul Gheorghe, altul la Sfântul Vasile, altcineva la Sfântul Fanuri, altcineva la Sfântul Efrem, cel nou. Toți sunt foarte puternici, de multe mai vreme, foarte bine, cinstit la mine. Oricare sfânt ar fi cinstit de către tine și la care te rogi, toți sfinții se bucură. Și Dumnezeu se bucură. Pentru că niciun sfânt n-a ajuns sfânt fără Dumnezeu. Când cinstești un Sfânt, îl cinstești pe Dumnezeu. Când aduci laudă unui Sfânt, îl aduci laudă și lui Dumnezeu. Toate răurile astea care apar în jurul lui. Zilele trecute a fost Sfânta Maria Egiptean, că mă gândeam la ea, care a fost în groapa celor mai mari păcate și la biserica noastră după aia urcată pe cel mai sus, acolo, pictură pe pereți, Sfânt. Nimic nu se poate, nici Maria Egiptean, că nici Sfânt n-a ajuns fără puterea lui Dumnezeu. Iar această aureolă este, de fapt, harul, energia necreată de Dumnezeu, care a pogorât peste un Sfânt, care a acceptat acea energie necreată, harul Dumnezeu. Și care este simbolizată, adică rațiunea în Dumnezeu este arătată printr-o aureolă în jurul capului. Și dacă cinstesc un Sfânt, cinstesc și la Dumnezeu automat. Dar, totuși, cea mai puternică rugăciune este acel Doamne Iisuse Hristos, că Dumnezeu iubește. Tot când eram student, întrebam, care e cea mai puternică? Cea mai puternică Sfânta Liturghie,